Deși mortalitatea cauzată de noul virus este foarte ridicată, mai ales în rândul vârstnicilor, campania de vaccinare derulată prin intermediul centrelor mobile de vaccinare nu pare să se bucure de atenție la sate. În Mehedinți, Bălăcița este prima localitate în care oamenii au putut să se vaccineze cu serul Moderna fără programare în prealabil. Deși totul ar fi fost foarte simplu, nici măcar 5% dintre locuitorii comunei nu au mers să se vaccineze. Avantajele sunt că scurtează drumul spre accesul la vaccin al persoanelor. De asemenea, se interacționează mai ușor, să spunem, pentru că ne deplasăm la locația dânșilor și după care îi așteptăm la centru mobil să vină. Și programarea este ok, adică se poate merge la destinatar, ca să spunem așa, la beneficiar. Vă e frică de virus? Nu mi-e frică. Ei, mi-e frică dacă o fi să fie, vine și gata. Aveți încredere în vaccin, așa-i? Eu am încredere. La 86 de ani, această bătrână din comuna Bălăcița a fost adusă să se vaccineze de către nora sa. Femeia spune că toți cei din casă s-au vaccinat. Am venit cu soacra mea și cu soțul. Așa ne numim, familia Mincu, și am venit să ne vaccinăm. A fost campania dumneavoastră, a venit și ne-a anunțat domnul primar și, mă rog, cei de la primărie. Am decis să ne vaccinăm cu toții, da, de la mic la mare, de la bătrân la cei mai tineri. Ați trecut prin boală sau ați scăpat până acum? Noi nu am trecut, dar am avut din familie, din la sora mea, la nepoțica mea, care a trecut prin boală. Ce înseamnă faptul că a venit caravana în comună? Asta e fantastic. Dacă nu venea, era mai greu. Că dacă a venit aici, ar fi fost anormal să nu vii să te vaccinezi. Bine, după mine, după alții, nici de lor. Era o problemă cu programarea centrului? Erau multe probleme. Că și aici, dacă venirăm și ne adunarăm 20, nu ne înghesuirăm că ăla, că ăla. Dar apoi să te duci și nu știu unde e. Printre cei vaccinați îl găsim și pe acest bărbat, care spune că a contat foarte mult faptul că a putut să se vaccineze aproape de casă. Nu ne mai deplasăm la altă unitate, la oraș, că e departe de noi și mai bine aici. Câți kilometri aveți până la centru de vaccinare? 60. 60, 70. Și era de bicicletă? Da. Să vă programați, știați dacă... Da. Plată, știați? Da. Dar era mai bine că e aici și la noi și nu mai consumăm bani, nu mai nimic pe drum. Doar că foarte puțin localnici din satul Bălăcița au procedat la fel. Primarul comunei confirmă că interesul pentru vaccinare este scăzut, iar oamenii sunt reticenți. Pentru locuitorii comunei Bălăcița este un lucru foarte important, deoarece comuna este îmbătrânită și nu au posibilitate de a ajunge la centrele care deja sunt cel mai aproape fiind la Vânjumare. Majoritatea cetățenilor nu au un mijloc de transport cu ce poate să ajungă. Avem persoane cu handicap imobilizate la pat și caravana ce este astăzi la noi în comună se va deplasa și la cetățenii care nu pot să ajungă la centru. Nu vă duceți la vaccinare? Nu pot acum, că sunt bătrână și nu pot să duc acasă. Dar vă vaccinați sau nu vă vaccinați? Nu știu, nici nu vă să vă spun. Nu aveți curaj? Da. Am curaj că sunt bolnavă rău. Nu aveți încredere? Nu, bolnavă rău. Sunt bătrân, eu sunt și bolnav. A venit caravana. A venit. Eu trebuie să merg mâine să fac un rentgen, eu trebuie să întreg medicul dacă pot să fac sau nu pot să fac, că eu am făcut 2 luni de zile citostatice, ăștia bolnavă de cancer. Am înțeles. Și să întreb doctorul și după aia mă duc și fac. Eu personal nu pot să spun de altcineva, eu personal nu merg, am făcut șoc anafilactic și mi-e frică să... Deci știți că șocul anafilactic e între și între. Da, aveți încredere în vaccin? Da. Grozav, deci nu... Eu sunt adeptul, dar mi-e frică la sănătatea care... Nu știu, Doamne ferește. Reprezentantul centrului mobil spune că echipele de vaccinare vor merge inclusiv acasă la cei care nu se pot deplasa și care solicită vaccinarea. Avem pentru ziua de astăzi pe lista de vaccinare un număr de 39 de persoane.
La solicitare, dacă mai apar situații pe parcursul misiunii noastre de astăzi, îi vom primi fără probleme. Avem suficiente doze pentru aceasta și sperăm să decurgă totul bine. Centre mobile de vaccinare vor ajunge în următoarele zile și în localitățile Cujmir și Gruia, dar se vor deplasa și în alte localități la solicitarea autorităților locale aflate la distanțe mari de centrele fixe de vaccinare.